Hallelujah. 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 Dumnezeu întâi atenționează, promoționează, diavolul nu face acel stă la pământ. Ar vrea să-mi ia viața, să nu mai audă de numele meu pe pământul acesta. Să nu mai pot rosti o predică, să nu mai pot rosti numele lui Iisus, m-a distruge. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt al lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că cei noi este mai tare decât este în lumea aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că noi suntem răziți de puterea lui prin credință. Aleluia! Spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu că îngerii lui tăvărească în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Aleluia! Și pentru că v-am spus că Dumnezeu e suveran, închei cu următoarea afirmație care sunt ei cu acesta. Când cineva, faraon sau om de râu, faraon sau vrăjitor, bărbat sau femeie, tânăr sau tânără, nu contează. Înțelept sau om fără carte, nu spune înțelept. Când cineva cu bani sau fără bani, cu casă sau fără casă, ignoră degetul lui Dumnezeu, ignoră mira lui Dumnezeu, ignoră atrage după sine mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu. Când cineva pe care Dumnezeu îl împie cu iubire, cu iertare, cu mântuire, cu viață veșnică, el spune, n-am nevoie de toate acestea. El îi provoacă mâna lui Dumnezeu. Citiți cântarea lui Moise. O citesc eu. Ca să nu credeți că vorbesc după urechi. Iată ce spune el în capitolul 15. Domnul este un războinic viteaz, versetul 3. Numele lui este Domnul. El a luptat în mare cadrul lui Faraon și oastea lui. Luptătorii lui aleși au fost înghițiți în mare roșii. I-au acoperit valuri. Și s-au coborât în fundul apelor ca o piatră. Uitați-vă ce spune versetul următor, 6. Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tărie. Mâna ta cea dreaptă a stropit pe vrăjmași. Știți cum ce a stors Dumnezeu pe Israel din Egipt? Cu mâna puternică. Când cineva ignoră degetul lui Dumnezeu, îi atrage mâna. Când cineva ignoră mira lui Dumnezeu, adică, îi atrage mânia, mâna. Cu Dumnezeu nu te juci. În seara asta te-a dus aici să te îmbie cu îndelungă. Aleluia. În seara asta n-ai venit la voia întâmplării, te-a dus aici să te îmbie cu iertare și cu viața mea. Închei un exemplu foarte bun. În lumea veche a existat în vremurile străvechi un imperiu numit Babilonia. Deci imperiul acesta, Biblia ne vorbește despre câțiva împărați ai lumei. Nebucadnețar și Belșațar. Tată și fiu. Tată Nebucadnețar acesta, într-o noapte mi s-a gândit un copac imens de la pământ până la cer. Era plin de frunze și de roduri. În el stăteau păsările. La umbra lui stăteau animale sălbatice. La glasul străjerilor din cer, lui Dumnezeu s-a auzit un glas. Tăiați copacul! Și s-a mai auzit ce? Nu-i scoateți rădăcina. Legați-l cu lanțul de aramă și de fier. Să fie udat de vreme 7 vreme. 7 vreme. Și s-a trezit bine soare.
Și a chemat vrăjitorii ca faraon și a spus, ce-am visat asta? Fără să le spună visul, l-a chemat pe Daniel în final și le-a spus, visul, iată împărate ce-ai visat. Un copac mare. Mare de tot. El era o păsăr, mare la umbra lui. Împărate, vreau să spun ceva, copacul acesta se cheamă Nebucadnețar. Ești tu. Ești tare, ești sănătos, ești numărul unu în lume de mâncat în țară. Dar tu nu știi că mai presus de tine stă unul care se cheamă Dumnezeu, care te-a pus împărat în Babilon, nu că ai vrut tu, ci pentru că a vrut El. Împărat, vei fi tăiat de Dumnezeu. Vei fi tăiat de tu. Vei fi aruncat din imperiul acesta. 7 ani vei paște iarba de pe câmp. Asta va fi hrana ta dimineață, la miață și seara. Inima ta se va transforma în inimă de fiară. Părul îți va crește în voi. Vor crește pene pe tine, chiarele, unghiile, vor crește ca niște ghear. Știi până când? Până când vei recunoaște ce trebuie. Că Dumnezeu este cel prea înalt. Că face ce vrea. Că El ridică și El coboară. El dă viață, El omoară. El dă sănătate și El sănătate. Și Nebucadnețar a fost izgonit. 7 ani a păscut iarba ca boi, s-a culcat cu lupii. Cine știe pe oameni ăsta? După 7 ani, el spune, după trecerea trei nisorocii, mi-a ridicat de mine, a spus, asta trebuie să facem seara asta. Dacă nu poți, cu mâna, fată. Și mi-am ridicat privirea în sus și mi-a venit mintea la loc. Dintr-o dată mi-am recăpătat gândire. Și l-am slăvit pe Dumnezeul Cerului. Aleluia. Pe Dumnezeul care face ce vrea. Și îl spune ceva. Absolut nimeni din lumea aceasta, fie președintele Americii, fie la României, nu-l poate întreba de ce. El ridică și El coboară. Și am fost spus după 7 ani în slujbă. Mi-am recăpătat Domnul. Dar după Nebucadnețar a venit greu și a zis, Tatălui murise. Și într-o zi a zis, e vreme de sărbătoare. Aduceți vasele de aur pe care tata le-a dus din Ierusalim, din templu. Și a început să bea din ele. El și boierii lui, femeile îmbrăcate sumar, dansau în sala de mese. Pe când era beat, pe când era în plină veselie, a venit ceva din cer. Cine știe ce a venit acolo? O mână, un cap de mână. Și cum ar fi zidul acesta de aici? Să vezi în seara asta că scrie în tencuiala zidului o mână. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și rămâne scris acolo pentru totdeauna. Și împăratul s-a spăimântat, s-a trezit din viția lui. Și l-a chemat pe Daniel și Daniel îi spune, împărate! Adu-ți aminte când erai adolescent, că tatăl tău a plecat de acasă. Adu-ți aminte că prietenii tăi din joacă te întrebau unde-i tata. Și ți era rușine să spui că paște-i halul ca lui. Ți era rușine. Te întrebau colegii unde doamne tata tău la noapte. Și tu nu știai în care văleon sau pește. Cum arată? Și ți era rușine să spui care gheară. Te întrebau ce mintea și îți era rușine să spui că ar fi bun de spitalul 6. Împărate, nu ai învățat nimic din asta. Dumnezeu și-a arătat degetul în casa voastră și voi n-ați învățat nimic. Iată că Dumnezeu ți-a arătat mâna în această seară. Mâna în seară, numărat, numărat, cântărit,
Înseamnă bărbatule sau femeie că Dumnezeu te-a cântărit. Numărat, numărat, cântărit, ești găsit ușor. Nu vrei să te pocăiești. Împărțit înseamnă că împărăția ta te se va lua și va fi dată nezilor și perșilor. Chiar în noaptea aceea. Când împăratul împărătesc a spus, oare nu este acesta Babilonul, cetate pe care am făcut-o eu? A auzit un glas, împărate, ți s-a luat împărăția. Pe chiar capete. Până când Dumnezeu nu va pune viața ta la respect, tu nu te vei pocăi. Nu cumva să te pocăiești de bună voie. Nu cumva. Tu ai dreptul că ești mare și tare să te tragi și repede Dumnezeu. Dumnezeu a știut bine când te vei naște, când erai cât un plot în pântecele mamei tale care te-a iubit. Ochii lui te vedeau. Și în cartea lui erau scrise toate zilele care s-au fost în lui. Înainte să vi vă spun acum. Acesta e Dumnezeu. În prezența lui stai în seara asta. Este aici. Este aici. Este aici. Probabil ți-a arătat degetul într-o zi în viața ta. A vrut să te trezească Dumnezeu și nu te-ai trezit. Îți vorbește în seara aceasta încă o dată în îndurare. Încă o dată te atenționează Dumnezeu. Nu ignora degetul, că îi atragi mâna. Și când cineva atrage mâna lui Dumnezeu, din mâna lui Dumnezeu nu există medic să te scoată. Din mâna lui Dumnezeu nu există păstor să te scoată. Nimeni. În seara aceasta, te provoc să accepți inima lui Dumnezeu care bate pentru tine. Să accepți dragostea lui Dumnezeu care bate pentru tine. Te provoc în seara asta să o lupt cu trecutul tău și să te pocăiești din păcatele tale. Până când Dumnezeu nu își arată. Când Dumnezeu își arată mâna, s-a terminat vreme de cercetare. Când Dumnezeu își arată mâna, s-a terminat vreme de chemare la pocăință. S-a terminat cu grupurile din harmonii care îți cântă. Îți vor cânta alții și nu vei auzi nimic. S-a terminat cu cineva care îți predică și cineva cântă la orgă și numai că nu te apucă de mână. Să intri în hai, s-a terminat. Că Dumnezeu își arată mâna. Pe Dumnezeu nimeni nu-L poate contra. Aleluia. Pentru că mâna Lui e puternică. În seara asta mă voi ruga pentru ceva și nu te speria prin ceea ce urmează să-ți spun. Doamne, întinde-ți mâna la frăget. Dar nu împotriva noastră, ci pentru noi. Amin. În mâna Ta există putere. Smulge din iad în seara asta. Smulge din alcool în seara asta. Smulge din droguri în seara asta. Smulge din adulter în seara asta. Smulge din întuneric în seara asta. Aleluia! Aleluia! Întinde-ți mâna la făcet și mai smulge, Doamne! Mai ridică Dumnezeule! Mai iartă Dumnezeule! Aleluia! Întinde-ți mâna aici. Întinde-ți mâna aici. Cercetează-ne, Dumnezeu. Cercetează făcetul. Sfântă peste făcetul un duc de cercetare. Aleluia. Un duc de presire. Trimite ploaia târsie la făcet. Trimite duc de viață la făcet. Trimite peste valea oaselor un duc de viață. Învie pe cei morți. Ridică trestii aprânte. Aprinde lucrul care mai fume. Aleluia. Aleluia! Haideți să ne ridicăm. Aleluia. În timp ce cântăm dintr-o cântare, rândă cu frații tineri, eu vreau să-ți fac o chemare în seara asta din partea lui Dumnezeu.
Apreciez că până în seara asta Dumnezeu ți-a arătat doar degetul. Dacă ți-a arătat mâna, ți-a arătat o cu milă totuși. Dacă Dumnezeu ți-a arătat mâna, ți-a arătat o cu har. În seara asta, apucă-L pe Dumnezeu de mână. Îi spune, Doamne, mâna mea în mâna Ta. Viața mea în mâna Ta. Viitorul meu în mâna Ta. Casa mea în mâna Ta. Copiii mei în mâna Ta. Soțul meu în mâna Ta. Soția mea în mâna Ta. Ia-mă în mâna Ta. Iartă-mă, izbăvește-mă. O, Doamne, cercetează. Până frații încep cântare, vă spun ce spunem aseară la Lugoși. Dacă vrei să-i arăți unui om cât de păcătos este, nu trebuie să-i spui cât păcat este în lume. Trebuie să-l duci la cruce. Iisuse Hristoase, Tu de la cruce în seara asta. Acolo de Tu ai murit pentru noi. Unde, de unde s-a inspirat versetul acesta, fiindcă atât de mult le-ai iubit, încât ai murit pentru noi. Arată-ne păcatele la cruce și cercetează-ne vederea iertării și-a păcatele. Haideți să cântăm dintr-o cântare. Oh, yeah, the vocal.
Tu cândva nimeni nu se poate împotrivi. În seara asta, ca slujitor al Tău, vreau să chem în numele Tău oameni la pocăință. Vreau să chem în numele Tău oameni la viață. Vreau să chem în numele Tău pe cei uscați să prindă viață în seara asta. Vreau să chem în numele Tău pe cei singuri să ți se alăture ție. Vreau să chem pe cei părăsiți aproape de tine, de mâna ta. Vreau să chem pe cei căzuți să se ridice în numele Tău. Vreau să rostesc pe cei care nu văd să vadă prezența ta în seara asta. Te chem oricine din seara să vii la Iisus Hristos. Te chem să vii să primești iertare de păcate. Te chem să vii să fii iertat. Te chem să vii să fii salvat. Te chem să vii să vii să treacă numele în carte vieții. Te chem să te ridici în seara asta în numele lui Iisus. Acolo unde stai, Iisus spui, Doamne, ai milă de mine! Te chem în numele Lui la pocăință! Te chem în numele Lui să fii ridicat! Dacă l-auzi în seara asta și Dumnezeu ți-a deschis urechea și Dumnezeu ți-a deschis ochii spirituali și Dumnezeu ți-a deschis inima, unde ești? Când eu te chem în această seară, ridică mâna sus! Te chem să fii iertat în seara asta! Dacă tu auzi, ridică mâna sus în seara asta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aleluia! Doamne, că Tu chem, cine ți se poate împotrivi? Te chem în seara asta să fii eliberat de patrie, de robie, de alcool, de adulție. Dacă simți că Dumnezeu te eliberează, ridică mâna în seara asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Te chem în numele Lui Iisus Hristos. Te chem în numele Lui Iisus Hristos să fii spărat de păcatele tale în seara asta. Te simți puterea Lui Iisus aici. Te simți sângele Lui Iisus Hristos aici. Ridică mâna în seara asta. Și spune Iisus în spală. Doriți să fii Tu, Iisus. Aleluia, aleluia, aleluia. Haideți într-un duc de rugăciune, de cercetare, să rostim iertare pentru cei care au ridicat mâna. Lui Dumnezeu îți mulțumesc că ești aici. Ai venit să ierți, ai venit să ridici, ai venit să eliberezi, ai venit să vindeci. Aleluia! Aleluia! În numele Tău, Iisus, există iertare. În numele Tău, Iisus, există eliberare. Aleluia! Aleluia! Sua
voglio